Eu văd sau nu văd, o activitate unică Moldova organizată de Asociația Asiris Târgu Frumos a fost un succes. Evenimentul a reunit peste 40 de invitați. Totul a început cu câteva exerciții în care invitații legați la ochi au trebuit să se cunoască, după care să se așeze în ordinea înălțimii. De asemenea, persoanele nevăzătoare au avut rolul de a-i coordona pe văzătorii legați la ochi. După tot acest proces, în plen, s-a făcut o simulare, s-a explicat cum trebuie ajutat o persoană nevăzătoare, care sunt regulile și bunele practici în domeniu. Este treaba nevăzătorului să știe cum se ghidează. Este suficient pentru noi, ca și ghizi, în momentul în care mergem, să nu balansăm brațul respectiv. Pentru el este stabilitatea, da. Dacă încerci să balansezi brațul de care se ține, nu mai înțelege ce se întâmplă și nu știi. În momentul în care avem un obstacol în față, pur și simplu ne oprim sau încetinim. E simplu. Chestiune foarte importantă a fost faptul că am primit indicații clare la în dreptul orei 12, ora 3, ora 6 și ora 9. Asta a fost esențial. Mai greu, într-adevăr, a fost cu gemul. Deci orientarea în spațiu a fost foarte ușor de realizat pentru că ați primit indicații clare, dar a fost greu la întins untul pe pâine și la... La pahar, aici nu știu, nu mă puteam descurca cu... Efectiv a turnat din sticlă în pahar. Aici nu cred că... Alte impresii din exercițiile făcute astăzi? Nu, e... Nu știu, prea la cal ca să... Emoționant. Emoționant. Mulțumesc frumos! Vorbeam și cu doamna profesor de la liceu și întrebam dacă li se spune la masă copiilor și exact același lucru, se dă indicații. Da. E o experiență. Mulțumim frumos pentru participare. Cum te-ai simțit astăzi, Sebi, și care au fost provocările întâlnirii cu persoanele văzătoare? A fost o experiență nouă pentru mine, pentru că n-am mai participat niciodată la un eveniment în care persoane care în viața de zi cu zi văd să aibă o pereche de ochelari pe ochi care să le întunece de tot abilitatea vizuală și să nu se mai descurce, adică să nu știi cum e în viața nevăzătorului. A fost ceva nou și pentru mine, fiindcă am putut să le împărtășesc și eu din experiența mea ca nevăzător de profesie, să spune. N-am mai așteptat să-mi spună mie cineva ce să fac. Am spus eu altora ce să fac. Am coordonat eu de data asta. Am fost un fel de orb care conduce orbi, cum se spune. Sunt și mai puțin copii și mai copii și deoarece în fiecare dintre noi există un copil, vă propun ceva. Exact așa cum sunteți. Vă rog foarte mult să vă dați jos ochelarii. Da. Încercați să vă aranjați într-un șir indian.